Bună dimineața tuturor celor care vizionează acest video. Am să fac o etalare astăzi pentru o surpriză, noroc, pentru oportunități. Și ca să fie mai personalizată această citire, o voi face în trei variante. Voi să vă alegeți așadar una dintre cele trei pietre, dacă doriți să știți cum va fi această zi, ce noroc poate fi, care sunt energiile zilei. Prima variantă este varianta pietrei verzi, a doua varianta pietrei albe, a treia varianta pietrei roșii. În norocul acestei zile. Poate veni printr-o prietenie, printr-o prietenie care este cu un bărbat important, un artist. Primești o muzică, o vizită, poate veni la tine cineva, par noutăți legate de o prietenie. Poți primi o veste, de la un prieten care vine la tine într-o vizită sau ieși pe undeva să te întâlnești cu niște prieteni. Așadar, varianta pietrei verzi prima, varianta pietrei albe cea de-a doua, varianta pietrei roșii cea de-a treia. Haideți să vedem în funcție de varianta aleasă care este energia acestei zile. Wow! Este o zi în care apar niște energii puțin cam înșelătoare. Astăzi este o zi a unor energii înșelătoare din cauza unei persoane îndrăgostite. Aici văd un tânăr îndrăgostit care poate fi dintr-o zodie de apă. Aici poate fi vorba de cineva care nu este sincer într-o dragoste, poate fi vorba de o trădare în dragoste. Aflați de o trădare, asta este surpriză pentru voi, aflați de o nesinceritate, de o falsitate într-o dragoste, de o hoție. Puteți afla așadar în următoarele ore, astăzi, pe surpriză de hoția cuiva, de nesinceritatea cuiva. Aici pot fi și niște vrăși farmece într-o dragoste. Cineva care nu e sincer într-o dragoste pentru a avea o dragoste. Și mai văd că mai aveți poate niște chestiuni de rezolvat cu o persoană, un artist care se gândește la voi, are niște neliniști legate de un drum, primiți vești de un drum, de la cineva de la drum sau vine cineva de la drum. O să aflați poate și de niște nesincerități din cauza unui tânăr îndrăgostit, din cauza unei persoane care are o falsă relație. Vedem cine e această persoană. Deci, ori aveți un partener care nu e sincer cu voi, ori apare vestea din partea cuiva, aici poate fi legat de anturaj, ori la servici, da, aveți niște dușmănii acolo la servici, sau acolo aflați despre niște persoane, ori la servici, ori pe lângă casă, puteți avea niște dușmani, niște persoane în preajma voastră, ori la serviciu, în preajma casei, care nu sunt sincere. Aceste persoane sunt geloase, invidioase, nesincere, fac niște lucruri mai puțin ortodoxe. E un risc aici pe o relație. Vă îndușmănește cineva sau sunteți într-un divorț, într-o separare aici, poate, și aceste lucruri de aceea vă urmăresc pentru acest divorț, această separare care are legătură cu niște bani, cu niște câștiguri, cu niște secrete, niște drumuri. Dacă nu este vorba de divorț, de separare, sunteți singure sau sunteți cu partenerul vostru, ok, atunci e vorba despre alte persoane din afara casei voastre sau, mă rog, e cumva, au legătură cumva, direct sau indirect, cu casa voastră, cu serviciul vostru, pentru că ele vă pot crea o stare de dezordine, de risc, din cauza unor bârfe, din cauza unor intrigi, din cauza unor minciuni. Și voi, pe de altă parte, aveți cu partenerul vostru o reușită, o realizare, niște daruri, niște câștiguri, dar pot apărea și niște drumuri. Ori această persoană iubită este la drum sau face niște drumuri, apar și aici niște
neplăceri pentru că voi sunteți și urmărite sau cealaltă persoană are pe cineva care îl gelozește. Are și această persoană pe cineva care îl gelozește. Deci, pentru voi, ziua de astăzi poate fi cu sușul și coborâșul în funcție și de starea de spirit și de anturajul pe care îl aveți. Astăzi, așadar, va fi o zi în care veți afla și de niște nesincerități, hoții, dintr-un anturaj care poate nu e direct al vostru, ci în preajma voastră cumva, dar vă pune și pe voi într-un risc pentru că nu mai puteți avea încredere sau vă face, vă creează o dușmănie în acea, și vouă, ca și cum v-ar băga în aceeași oală, cum ar veni ceva de genul, sau intri într-o dușmănie cu niște persoane mai puțin sinceră, pentru că tu nu ești ca și acestea și spartă dușmănie, te urmăresc. Pe de altă parte, ai cu partenerul o întâlnire sau o discuție, poate fi și de la distanță sau chiar vine la tine, poate veni chiar cu un dar sau sunt și discuții legate de un dar. Aici vine o discuție legată și de un parteneriat, să te muți împreună, apare un eveniment pe surpriză, apare o noutate. Astăzi te poți aștepta așadar la o neliniște, pentru că în jurul tău sunt aceste energii așa care sunt geloase, invidioase, te urmăresc, îți creează o neliniște, un disconfort, un stres. Poate și din cauza unor situații care se întâmplă prin societate, dar mai mult ține și de ceea ce e în preajma voastră, cumva. Văd aici, poate pentru că nu e sinceritate, e un risc aici de o trădare, de o înșelătorie, de o minciună, de o hărțuială, poate și din cauza geloziei cuiva, unei femei, unor femei. Pot fi niște vorba și despre niște femei invidioase, geloase, mai perfide, dușmănoase, dar și niște persoane de gen masculin, care și ele sunt într-o situație de adversitate, de nesinceritate, de agresivitate, poate chiar că văd aici că au niște secrete. Vor, poate, cu voi o relație pentru care sunteți singure, poate fi vorba și de acest lucru, că de aceea e această nesinceritate, hărțuială și gelozie, pentru că ori le face geloase pe celelalte, creând impresia că ar avea cu voi vreo relație, pe de o parte, pe de altă parte, poate și pe voi cumva vă urmăresc, vă hărțuiesc cu ceva, vă neliniștesc cu ceva, pentru că vă văd aici într-o neliniște care poate veni și voi stați de vorbă cu cineva sau va apărea astăzi ocazia să cunoașteți pe cineva, să stați de vorbă cu cineva, dar e cu un risc, pentru că în jur sunt așa energiile acestea care sunt nesincere încât în urmă nu poți avea încredere, ori celelalte persoane creați o impresie ca și cum ați face parte din același grup de persoane și nu e un risc aici pe această relație nouă care s-ar putea naște sau care este deja, cumva să fiți într-un risc din cauza unor persoane din jur. Dar vă văd că vă vin niște vești legate de dar aici, puteți primi niște cadouri. Cam asta e ce pot să spun la această variantă. Și să vedem la varianta numărul 2, varianta pietrei albe. Wow, voi veți avea o zi minunată, aș putea să spun. O zi foarte frumoasă în care veți primi niște daruri, niște cadouri care pot veni și de la cineva care vă iubește. Aveți aici pe cineva din lumea bună, poate aveți niște evenimente, niște întâlniri, ieșiri pe undeva, un contract care poate apărea la voi, apar niște câștiguri, apar niște bani, apar și niște împăcări, revederi poate. Aveți niște evenimente de familie, văd că apare și o tristețe, totuși legată poate de astăzi, poate fi o zi în care vă e dor de cineva, poate regretați ceva din trecut, dar este doar ceva de moment. Pot veni niște bani, niște câștiguri, dar puteți avea poate și niște rivalități, discuții pentru această situație legată de bani și acest lucru poate că vă neliniștește. Voi sunteți într-o situație de tristețe, așteptați ceva, așteptați niște bani, așteptați niște câștiguri. Puteți avea o discuție în contradictoriu sau aveți o rivalitate pentru câștigurile voastre, pentru
ceea ce vă interesează pe voi la serviciu sau acasă, poate și din cauza unei persoane de serviciu, cum ar veni cineva care face niște servicii, o persoană mai simplă, care vă invidiază cumva și pot apărea și niște discuții. Persoana iubită poate fi la drum, are niște, puteți afla de niște reușite ale persoanei iubite pentru care sunteți într-o relație de iubire cu persoana iubită. Care sunteți singuri aici, despărțite, puteți afla că persoana iubită este la drum undeva cu cineva. S-a împăcat cu vreo fostă sau are vreo relație bună cu cineva la drum. Apar niște, de aici poate apară tristețea voastră, că aflați că persoana la care voi țineați, cu care voi ați fost într-o relație și pe care l-ați putut-o uita, este undeva la drum cu altă persoană și vă întristează, poate chiar aflat de căsătorie. Dacă sunteți voi în această relație cu această persoană, este foarte posibil ca persoana iubită să vă invite undeva la drum, să ieșiți pe undeva sau vă propune chiar o căsătorie. Aveți pe cineva în familie care se căsătorește, apar niște evenimente astăzi, așadar, de căsătorie, de familie, sau apar chiar discuții legate de un contract de muncă, de niște câștiguri, dar vă va întrista ceva. La un moment dat, o bârfă, o intrigă, o răutate a cuiva. Cam asta e ce văd și la a doua variantă. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. De varianta pietrei roșii, cum va fi. Varianta numărul 3 apare, wow, foarte frumoasă ziua și la voi, la varianta numărul 3. Așteptați-vă la un noroc. Un noroc neașteptat, o vizită, o scrisoare, o noutate legată de o casă aici, dar la unii dintre voi poate fi cu suișul și coborâșul, că vreți să faceți o schimbare de casă și apar o întârziere, ceva, un ghinion, ceva, ori, dar veți avea noroc altceva, e ca și cum tu ai ghinionul să îți pregătești, să-ți cumperi o casă, spre exemplu, și ai totul pregătit, banii, chiar și documentele, și brusc se gândește vânzătorul, nu mai vrea să vândă. Sau brusc nu se mai pot încheia actele pentru că lipsește nu știu ce. Dar vei găsi o altă variantă, altă casă. Vei găsi altceva, pare așa, dar este o zi în care, într-adevăr, apare ceva sau apare o veste neplăcută care nu are legătură cu casa, cu ta direct sau cu tine direct, cu munca ta, cât poate fi cu vremea, spre exemplu. Vremea brusc se strică, e ceva, apare un ghinion. Ori se strică ceva în drumurile tale, cum ar veni, e un blocaj și e ceva, ori e ceva care se întâmplă brusc. Totul merge frumos, liniște și pace, fericire, chiar noroc, chiar a apărut cartea norocului, deci astăzi poate fi chiar o zi cu noroc. Apare o scrisoare, apare o veste, dar apare și o situație în care ceva se întâmplă, un ghinion, ia ceva foc, se strică ceva, e ceva care apare așa pe neașteptate. Astăzi vei munci cu spor, vine o veste bună legată de un noroc de câștiguri, oricineva să-ți propună vreun câștig, vreo afacere, ori apare o casă, apare o noutate a unor vizite, poate, îți vin niște vizite. Primești niște musafiri, pot apărea vești, așadar scrisori, acte pot veni, niște întâlniri cu niște prietene pot apărea, deci astăzi pot apărea niște vizite. Norocul tău poate veni și din partea unei revederi cu cineva, a unei prietene, a unor câștiguri, îți vine vreo idee, ceva, noutatea poate veni și legat de munca ta, de inspirația ta. Apar niște bani aici, apar niște câștiguri pe neașteptate, dar poate apare și o discuție de plăcere, poate știi, în cauza unui afacerist aici, cineva care speculează, o să te supere ceva brusc, brusc, ca și cum tu ai totul bine și cineva vine și dă drang cu bâta în baltă într-o situație care pe tine te poate scoate din sărit. Dar văd că orică acea persoană se supără pentru reușita aceasta ta, poate fi și acel lucru, sau legat de o petrecere, aici poate fi un scandal legat și de o petrecere care se poate strica brusc din cauza unor situații nefavorabile. Dar în rest, pe ziua de astăzi, la treia variantă, pot să spun chiar ai noroc, noroc de bani, noroc de vizită, noroc de niște scrisori, de un contract, de o schimbare. Schimbare, aici poate fi chiar și într-o nouă relație, pentru unii dintre voi poate apărea și nouă relație și supărarea să vină că poate cineva nu e sincer, descoperă brusc acest lucru și
apare, dar apoi văd că lucrurile se aplanează, termină cu bine, se rezolvă cu bine, văd că apare un noroc neașteptat, apare o oportunitate, o idee genială, o schimbare, ceva care vine și îți îmbunătățește ziua și pe neașteptate. Norocul este și cum ți-l faci, dar vine el și pe neașteptat. Cam asta e ce pot să spun și pentru a treia variantă, asta așadar pare o zi minunată, binecuvântată. Eu vă mulțumesc că ați vizionat acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!